Bună ziua, bine v-am găsit! Mai sunt câteva zile din septembrie și continuăm. În filmul trecut am văzut prima colonie fără care nu mai prinde sfârșitul anului, s-a terminat cu ea. Deci dacă s-a terminat cu ea, vom continua și verificăm coloniile care mai au o speranță de viață. Deci prima din stupină, garantat 100%, nu va mai exista. Bun, haideți să vedem între timp alte colonii, să vedem dacă mai găsim astfel de colonii care s-ar putea să fie în acea situație de a nu mai avea șanse, dar din fericire, din ce văd eu la ăsta, se pare că e în regulă. Bun. Scoatem din nou tratamentele vechi, să le înlocuim și să văd cât a mai scăzut și să strângem ramele care e corespunzător, dar s-ar putea să nu fie nevoie. Ia să ridicăm câteva rame, să vedem exact. Apa. Opa. Deci, aici avem multă miere. Îl strângem, deci ăsta nu rămâne. Se schimbă foarte repede structura albinelor în această perioadă, adică albinele care sunt să rezistă, care nu. Deci putem să strângem încă o ramă cel puțin. Aici eclozează albinuță. O să o vedem. Deci ultimul puiet pe anul acesta. Că nu e lumină. Eclozează acum albinuța. E să mă uit un pic la ea să văd dacă celula respectivă iese și vreun varoa. Dar nu, e în regulă, va fi o albinuță sănătoasă. Bun, mai ridic o ramă și știu deja că mai strâng o ramă, da? Venim și mai strângem. Strângem în continuu până nu mai e de strâns. Așa, să vedem și pe această ramă. Aici mai sunt mai multe albinuțe. Să vedem dacă mata mai depune, aia mă uit eu. Mătcuța este aici. S-ar putea să nu mai depună. Bun, strângem cu o ramă. Așa. Perfect. Anul ăsta voi încerca să strâng un pic mai tare față de cum strângeam până acum, cu toate că și până acum probabil strângeam mult prea tare. Aducem tratament. Am zis că strângeam mult prea tare, așa, nu? Nu există așa ceva. Strânge atât cât vezi că necesită, adică cât mai bine să fie strâns acolo. Și vezi, acum, dacă albina nu mai e după diafragmă, să stea ciorchine după diafragmă, înseamnă că strânsoarea e
corectă. Așa. Am intras, aici nu mai dăm siropel. Bun. Punem o păturică și trecem la următorul. Ăsta e bun, ăsta trece de iarnă. O să treacă bine, o să treacă mai șifonat, așa, nu? Nu o să fie super colonii, nu? Nu așa ceva. Mergem mai departe. Luăm pe următorul la rând. Așa. Tot cu emoții, dar încet, încet, să vedem, să-i și cum. Da? Să-l vedem și pe ăsta. Ăsta strânsesem data trecută în 3 rame și nu cred că arată prea grozav. Nu. Ăsta o să fie al doilea pe lista cu desfințări totale. O să-l desfințăm total. Probabil o să-l adaug lui vecinul acolo. E și stânga și dreapta cu probleme. Deci, vedeți, în stânga și în dreapta stupului, două colonii care nu prea mai arată mare lucru. Toată treaba e să-l strâng și să-l tratez ca albina care o să o duc mai departe. Să vedem. Da, o să fie două rame și o să mai scadă. Treaba mea e să o curăț cât mai bine de păduci și când va fi de unificat. Iau astea două rame cu albine și le unific. Să-i aduc și lui tratament. Deci încet, încet golim lăzile care ne încurcă. Deci nu poți să ții într-o ladă două rame de albină. O să fie desfințat. Desfințăm, întoarcem lada invers și încercăm să facem roi la primăvară. Bun. Tratament ca să îl curățăm de păduchii care vor mai fi. Așa. Încă un knockout. Încă un knockout. La următoarea intervenție, în funcție de cât puiet e, o să vină desfințat. Păi îl facem pe la anterior, pe 6 rame, pline cu albine. Și va rămâne 4 până în primăvară, că se depopulează. Dar măcar știm că se treacă acolo de iarnă. Nu știm ce iarnă vine. Vedeți, toată vara a fost secetă și dintr-o dată a venit inundațiile. S-au rugat preoții să vină ploaie și apoi când a venit, a venit. N-a stat pe gânduri. Acum oamenii se roagă iar. Vedeți și voi cu aceste rugăciuni, nu trebuie exagerat, că nu știu unde se duc. Bun. Acum să continuăm să vedem ce găsim, dacă ăsta e viabil. Am putea să aducem ăla amărât lângă ăsta. Ăsta e mai frumos, dar ăsta e chiar frumos. Asta mi-e greu mie să explic, mă, ăla de lângă el, cum a putut fi așa tare afectat de varul, acesta de lângă el e super fain, e frumos, e mare, e
arată bine. Bine, bine. Deci aici dacă îi aduc încă 100 de albine, contează, da? Contează. Nu contează, dar ce să fac cu ele? Le dau foc acum. Bun. Hai să vedem și pe ăsta, că eu l-aș mai strânge un pic, da? Mai strângem un pic. Să strângem frumos. Mă întreba acolo cineva, faci filme pentru bani? Putem să-l spunem și așa, că fac filmele pentru bani, că eu mă uit în urmă, asta nu pricep oamenii, aș putea să le pun în privat, dar să fie acolo publice. Mă uit în urmă, mă, la data cu tare, ce-am făcut la stupul ăla, că nu scriu acum pe fiecare cu caiet, mai mi-a două ore. Asta strângem cu unul, aici e albină suficientă, deci în două săptămâni vedem că nu s-a depopulat foarte grav. Are albinuță, are albinuță, destul de multicic, are miere și o să strângem cu această ramă, aici avea păstură, foarte bine, foarte, foarte bine. Apropo, cei care, o să mai dau sirop la unii, dar uite, ăștia din rândul ăsta nu vor primi. Nu vor primi. Bine, ăsta arată bine, nici n-ai ce să-i mai faci, decât să te asiguri de tratamentul pentru păduchi. Așa. Și asta merge de strâns, să strâng la 4 rame voi strânge. Adică am dat mai are păstură aici și eu mai las. Strâng cu o ramă ca să aibă flexibilitate, să-i zic așa. Deci rama asta de plastic eu strâng. Și dacă prinzi o noapte mai răcoroasă, vii și vezi exact. Dacă ești începător și nu știi cum să strângi, faci așa. Vii, strângi o ramă, când e mai răcoare, te uiți pe cât ți-a strâns albina. Dacă vezi că a părăsit rama mărginașă, mai strângi cu o ramă. Și astfel îți dai seama, până în noiembrie, care e strânsura corectă pentru albină, că ea va forma un ghem. Haide mă că vreau să scot rama asta. A pus la propolis, dar vreau să mă uit pe rama asta, chiar dacă ele s-au supărat. Bun, se pare că și aici e ultimul puiet. E ultimul puiet, ele s-au agitat un pic, îl strângem cu două rame. Se strâng cu două rame? Hai că strâng cu una. Apoi în octombrie strâng la maxim, fiindcă vreau să-i pun diafragmă stânga în dreapta. Așa. Bun. S-a cam terminat cu ponta. Da, suntem și la sfârșitul septembrie, încă două săptămâni era bun. Unele colonii au această facilitate, dar aceasta nu. Într-adevăr, stupii sunt într-o zonă mai cu umbră, aici este mai umbră, nu bate soarele și na, cu două săptămâni mai repede ponta scade. Îi aduc și lui tratament. Acum sunt eficiente tratamentele când iese ultimul puiet. Deci ăsta cureți bine de varoa și după aceea vin numai, mai ne uităm așa deasupra. O să fac o supraveghere zilnică cu un film scurt, 2-3 minute.
după ce termin cu pusul aiernat cu tot, vin în fiecare zi și mă uit, vedem fiecare cum stă și cum va trece de iarnă. Adică să vedem dacă prinde iarna aceste colonii destul de tare afectate. Bun, cam atâta în acest film. Iată, avem doi răi. Da, doi răi și unul bun, sau doi buni și unul rău. Unul normal, desfințat în totalitate. Mergem mai departe, mai avem câțiva. Până la următorul film, numai bine!